Studenții Facultății de Științe de la Universitatea din Craiova, dar și cadrele didactice, au fost invitați să asiste la o conferință susținută de unul dintre cei mai buni specialiști în chirurgie oftalmologică din Torino, Italia. Oltre agli aspetti chirurgici innovativi, pe lângă chirurgie, există și soluții care au fost prezentate astăzi în conferință pentru persoanele cu deficiențe de vedere, soluții care pot ajuta la reintegrarea persoanei în societate. Sperăm ca prin această colaborare dintre Centrul de Microchirurgie Oculară din Torino și Universitatea din Craiova să găsim niște răspunsuri la problemele persoanelor cu deficiențe de vedere. Vizivamente, i pacienti con danno visivo grave. Studenții noștri au cursuri de optică, se dezvoltă pe partea de optometrie și mi se pare benefică pentru ambele părți această interacțiune. Specialiștii au prezentat oaspeților cele mai noi tehnici de depistare a diverselor probleme de vedere, susținând cât de importantă este prevenția. Doresc să le prezint un audiometru de screening, un echipament foarte folosit în medicina muncii și, bineînțeles, să răspund la orice întrebare au studenții. Studenții și cadrele didactice au beneficiat la finalul întâlnirii de un screening oftalmologic gratuit.